Vă salut! Suntem în altă stupină și într-o parte și într-alta. Mulțumesc să văd iarbă. Astăzi venim să verificăm niște stupi care au fost blocați de miere. Pe urmă au fost deblocați și am vedem dacă au pontat matca mai mult sau dacă nu mai pontat, să vedem ce e de făcut. Eu mai mult îs cu părerea aici apicultorii profesioniști. Sunt acolo, cei care umblă în stupi. Eu sunt în vacanță. Ia să vedem. Deci aici o strâns ceva miere. Un pic. Da, dar nu exagera. Nu exagera, dar nu-i bai. Asta un pic o cătăciș aici. Da, se vede. Un pic o strâns. Da, ia, pot să scot una. Așa, uite, e fain, e fain, e fain. Și nu ca să zicem că nu strâns, dar nimeni nu exagerează. Da. Îmi plac aia care exagerează. Bă, și mie îmi plac aia care exagerează. Da. E gol. De acolo poate l-o golit, dacă a avut ceva. Au fost floră soarelui aici pe deal. Nu se mai vede aici sau nu se vede din unghiul din care sunt eu. Nu-i departe acolo pe deal. Și... o strâns ceva. Bine, li s-a luat mierea deja. O dată, cred că. Asta e plastic sau e de metal? E metal. Da? Faină. Care ramele ai schimbat? Drogul spus că nu le-am notat pentru că... Da, dar ai pus terminat... în mijloc una, două goale. Da. Noi am terminat pe noapte. Uh-huh. Treaba aici. Așa. Când mai ai... și alte lucruri de făcut, da. În gratie de anima nu-ți mai trebuie. Așa mi-a zis și în primul an. Și ce-o pontat? Porca și-o pontat-o. Mai se întâmplă. Da, da, în general. Asta da, uite. Un pic de puieta chiar și pe ultima. Acolo. Întrebare dacă am au. Au nu căuta pe prima, că n-ai. Doar din greșeală ai pe prima. Da. Mai ales acum, suntem în august. Nici nu știu cât, 10 august. Sau 11. Și când mă uit pe telefon, nu văd nicio ordine. Refuz. Mai bine, mă, te puiet mai are, bine. Are corone faine. Bine, asta tot cât a fost numai corona. Corona, da. Curios pe ramele noi, ce le-ai pus. Eu văd că astea tot iau mierea, aici trebuie să-i pontă. Da, ăsta a fost golit. S-a mi dat, asta tot e plin cu... Da? Cu puiete. Oh, da, se vede. Dar var. Frumos. Da. Ai, bun, la care bun. Am schimbat și 5-6 rame. A fost care l-am lăsat numai în 3. Uite, astea a fost gol. Da, da, astea a fost gol. Da, se vede. Se vede acolo cum sclipește. E fain. Da, deci s-a deblocat. Ah, e bun. E nu bun. Mă mai uit încolo că nu mai are rost. Nu, e bun. Ai dacă ai puiat și de pe prima, e bun. Ne putem uita la asta că asta nu mai avea nici ouă. Nu avea o alveolă golă în tot stupul. Asta noi că filmăm. Dacă e cu probleme. Și pe asta. 7 rame goli am pus, Ami. Bun, e curios, asta trebuie să-l deschidem. Și eu sunt curios. Să nu... Uie cum aici pe capul ăsta să tragă jivinele. Păi fain, oricum e fain. Are miere jos. Suficientă pentru iarnă. Suficientă. La ce tine s-am noi cu costum, cu un pantalon scurt. E, acum sunt în vacanță, știi? În vacanță. Da, nu, că e vreme bună. Rețeta. Îi pui o limbă de asta și ai văzut ce construcții se face. Am văzut, la stupina cealaltă. Atât ai trebuie, numai un pic. De gust. Un pic. De gust, da, hai să vedem. Ce-a făcut două, trei rame de puiet asta. De guste.
Fără ouă. Deci eu, uite-te, la toți îmi notez care cum e situația. Trebuie să-ți notez, că altfel nu știi. Păi... Ori dacă nu-ți pui magnet. 6 stupine, o grămadă de stupi. Că le-ai dat proteică ca să bată ouă. Da. Păi asta e că era problema cu ouăle, că nu erau și atunci am zis că îi dau și proteină să vedem. Îți scot o ramă? Nu, că să vede, să vede. Urmăritorii trebuie să aibă încredere în mine. Dacă le spun că este miere, dar nu e exagerat. Nu. Are un pic de miere. Sperăm să găsim aici și exagerații. Da, aici am lăsat așa, astea două, asta. Și astea alte toate, șapte... Asta. Scot eu să vedem. Sau aia neagră. Nu contează, vezi care ți-a asta. De obicei, astea de plastic ies mai ușor, că... Da, ai pontă pe ea. Nu am pontă. Nu ai ponte. Nu. Nu se pare că e pregătit, dar... Aici? Nu ție un pic dacă... Stau, niște rame de la tine. Poate nu i-au plăcut. Mai mare un pic. Ah, trebuie să le iei un pic din deal sau ceva, nici ăla nu cred că are. Nu. Nu asta, cam băzie. Îl auzi cum băzie. E aia, se vedea un... cucun de măptu. Și băzie. În care băzie așa? Asta... O regiune din Biela. Da, așa aici, el vrea să se salveze, dar n-are nimic. Nu mai are ce să salveze, asta gata. Poate de-aia n-ai mai avut o puiet la ăsta. Da, păi asta e că era plin de miere, deși dacă ar fi vrut să facă, nu avea de unde. Și am mai pun rame goale să vedem dacă... Aici trebuie să duci un roi mic, pe două rame. Să-l bagi înăuntru. Și să-l bagi înăuntru? Da. Am roi mici. Da, aia trebuie să faci. Îl bag acolo și Regina poți să o pun în cușcă. Regina o pui în cușcă. Poți să o las o zi și o după încă o zi să-i dau numai drumul. Cu tăfelul, poți să o stropești cu sirop, cu protofil, cu promotor, cu... nu promotor, cu... Cu apă sfințită? Tăfelul. Sunt care dau și cu apă sfințită, cu țuichinol. Nu e nicio problemă. Hai, mai deschide-ne unul care o cules miere și gata să nu stăm atâta. Da. Cred că și știu. Ceva miere, puteți seama dacă am extras din ăsta 7 pline. E bun, mă, o fac un miere, îi pui un roi în el, așa. Că se întâmplă să mai piardă matca. Nu e un lucru anormal. Nu știi, poate o rama, e omorât, poate... Acum mai seara, uite cum e soarele, l-a sfințit. Imediat avem umbră. Asta e foarte fain, că plină de o grămadă de pom. Mai sus sunt câteva rânduri de lavandă. Ia să vedem. Da, direct a ieșit una, fix în degetul meu. E bine. Direct a ieșit fix în deget. Se pun rame noi toate. Da? Da. O, da. Stai că scot una. Scot eu una. Tu alegeți una care îți place. Da, oricare, indiferent. Da, stai că s-o scot pe prima, să nu... Scot-i pe prima. Credeți că chiar... Aha, e fain. Asta trebuie să-l duci la extras. Da. Va veni vremea. Atât, că restul se vede, atât este la fel. Dar vreau să văd. De următorul? Următorul. Următorul iarăși. Iarăși e fain, dă-l pe următorul. Nu, dă-l și ăsta jos. Asta se vede, are aici pe mijloc. Mm-hmm. Mai mult. Și ăsta a fost gol cândva. Da, asta a fost extras, da. Văd că... Exact. Ia să vedem, am mai pus ceva în el. Nu prea. Da, uite aici. Trebuie să bată soarele. Nu, că dau cu lanternă. Da, cum? Da, pune ceva, dar... Ceva, dar gata. E 10 august. Poți să le dai jos și mai culeg să culeagă pentru ele. Atât a fost tot. Da, cam anul ăsta. Atât, gata, sezonul apicol. Putem considera că e gata. Bun. Vă las aici cu un peisaj frumos. Uite ce avem aici.
Se vede că albinuțele și-au făcut treaba, și-au polenizat, toți pomii sunt încărcați, stau să cadă la pământ cu crengile, chiar și păstupi sunt picați acolo. Vă salut, vă doresc sănătate și toate cele bune. Ia să vedem și aici. Da, e fain. Cât se vede, nu mai contează cât se vede. Bun, vă salut!